Salut! Noi suntem Cocolix! Și bine v-am regăsit la un episod cu Sora Lăbunicii! Lăbunii meu! Sora Lăbunii lui Felix, Sora lui Granini, mătușa noastră nebună. Uite-te, ea acum am auzit că o dat la facultate. La facultate este în anul 3 la arhitectură. Era trebuit să iei anul 4, dar o rămas. Ce bitrag de ea, se chinuie. Uite și tu trebuie să apreciem. Și astea sunt planurile ei? Da, uite, ea plănește telefoane și chestii. Telefoane, doamne. Uite și tu, se grăbește să studieze. Cine mă întrerupe aici? De la învățat. Eu vreau să ajung o mare arhitectă. Nu mă știe. Auzi, vrea să ajung o mare arhitectă, să fie mai celebră decât Granini, se pare. Ea așa își dorește. Știți că este o competiție între ele două. Care e mai tare? Dar ea joacă ce tu, puțin. Să mă joc eu? Joacă-te tu. De mine, Felix. Trebuie să-i cablul ăla. Din câte țin minte, trebuie să iau cablul ăla. Stăteți prin ăstea dacă e ceva. Dacă eu mă întorc, dacă nu mă întorc, eu pic. Sunt așa de priceput încât pic. Oh my god, ce noroc am! Lasă aici, crezi că aici mai găsim ceva? Da. Stai, că n-am îndemânare, Felix! Așa? Tremură mâna, Felix, mă emoționez! Bun, mă duc în ala mare? Asta. În ăsta? În ăsta parcă niciodată nu era nimic, vezi? Dacă e acum. Nu e acum. Cred că te ascunzi în ăla. Tu m-ai pus aici ca să deschid? Să fac zgomot, să vină sora lui Bunii la mine. Uite că ai găsit bățul. Și vezi, da, du-te acolo, pune. Mă duc repede, dar sper să nu mă vadă, Felix, mi-e se frică. Asta e foarte rapidă. Ți-am zis eu că e rapidă. Rândul meu! Felix a făcut intenționat ca eu să-i găsesc. Rândul unui gamer! Rândul unui gamer! Gamer, dar el a vrut ca eu să-i găsesc cablu și el imediat se ducă să-l Pentru pună. Că nu așa se vorbește, se vorbește în felul următor. Sora lui Bunii! Cu toți știm că tu ești a mai frumoasă din cele două surori. Care ți face complimente. Din cele două surori faine, tu ești a mai frumoasă. A mai șchioapă, dar a mai frumoasă. Nimeni nu-i ca tine. Știu că nu ai prieten pentru că ai trebuie să-ți alegi. Este foarte ocupat, știi cum? Ești frumoasă, numai nu mă bate. Ești frumoasă, numai nu mă bate. Spre din clasă, de la urâta asta. Felix face declarații. Frumusețe, unde ești? Așa că Felix se pricepe? Da, mă pricep, dar măcar, stai că mă duc și iau șoarfe, dar măcar ea e suplă. Este model. Ea are tăluța mai subțire. Uh-huh. E modelul scândurică. Cum scândurile ai luat. Stai, cum îl închid ăsta? Așa, e, cu F. Ia cu F. Te învăț eu, te învață gamerița. Mai e gamerița. Și acum du-te jos și pui la ăla cu sticker. Să nu se deschide. Nu? Sora lui Bunii, știu că ești foarte frumoasă. Sub masca este asemenea frumusețe. Unde ești? Se dă cu cremă în fiecare zi și noapte să se mențină. Uite acolo. Și își întinde crema cu ciocanul ăla. Întinde crema cu ciocanul? Cred că și-l dau și în față. Asta e secretul ei. Frumusețe! Vine, te-a văzut. Și puțin oarbă. Da, eu mă duc să pun locherul. Se pare că ea este mai frumoasă dintre cele două surori, dar nu prea este așa că are cu istețimea sau cu ochii. Sau cu ochii, da. Uite, bine că ai găsit. Sora lui Bunii, ai găsit un mustețioara care e sub mască. Mustețioara! Uite, tu mustețioara ție! Ce rapid sunt! Ce frumoasă ești! Se te-ai îmbrăcat ca Iron Man! S-a îmbrăcat ca Iron Man, te-ai îmbrăcat ca Iron Man. Unde ești? Se pare că e fan Iron Man. Are și tablouri. Nu ești foarte rar rapidă. Ești puțin cam cocoșată, știi? Mergi, ești cam ciuțu de țel, dar poate sub masca aia, poate ești ok. Îți dau nota 2 până acum. Eu mă duc sus la etare, tot ce foarte că... Eu zic, Felix, o scos la întâlnire. Nu, că... Mergeți la o cină romantică, și aia meu. Că nu-i convine, mă bate asta. Și plus că, uite, foarte ca asta, nu știu dacă te-ai mustața, că nu e așa de ascuțită. Nu e ascuțită, e puțin cam groasă. Sora lui Bunii. Crezi că ai timp să tai omului ăsta? Da, du-te jos, uite, ți-a foarte ca asta, e mustața singură, te descurci. Cum, Felix, nu mai mergi la salon? Asta, să nu dai bani pe salon, faci singur. Felix, vezi să nu te vadă, Felix. Vai, ce repede s-a dus, te-a văzut? Am văzut, te-a dus repede. Cât este de energică, oare ce mănâncă? Păi, steroizi pe pâine? Ideea este că vrea să-și taie repede mustața, ca să nu mai vadă lumea așa. Oricum, dacă și-o tai azi până mâine, e până la cot, e dread. Iai. Am văzut multe fete cu mustață, nu multe așa, vreo 4-5. Și cel mai fain când vezi o blondă cu mustață șatenă. Am văzut o blondă cu mustață șatenă. Felix, stii de fete, lasă fetele în pace. Să le las cum stau în pace? Uite, chestia asta, cârpa asta. Ia-o. Ce ochi de gamerița am, ați văzut? Felix nu s-ar fi descurcat fără mine, nu-i așa? Nu m-ar fi descurcat fără tine. N-o să văd că dacă joteam mustața. Trebuie să mergi jos și să iei aripile. Ce faci? Stă acolo, e aplicată toată. O doare spatele! Ai mustața, ea târnă în față. Da. Când văd așa fete că se machiază cu toate...
Ce faci? Hai după mine. Upi, ce pe aici, pe aici. Doamne, vezi tu chem. Am văzut una tocur, machiată, rujată de numai, dar mustața îi acoperea puțin din buze cu ruj și puțin erau câteva fire erau prinse în ruj acolo, așa, știi? Dar nu știu cum, eu ceva, nu pot să înțeleg. Dacă trebuie să iau altceva. Felix, unde vezi tu specimenele astea, că eu nu le văd? Era în stație. Stai, unde ranga? Unde ranga? Ai văzut ranga? Dar ideea este cu toate chestiile care și-au dat pe față, nu o văzută. Și unde era? Cred că nu avea lumină bună, știi? Nu avea lumină bună? Da, e foarte important să ai o lumină bună. Mustața... Cred că ranga este acolo în partea aia cu toaletele. Eu așa zic, te duci acolo. O să mă duc, dar mustața... Departe. Mustața aia vedeai și pe întuneric. Asta am să zic. Mustața aia o vedeai și pe întuneric. Tu te feliți la baia acolo, repede, să nu te prindă. Dar nu la baia, că... Ba da, ascultă-mi instinctul meu de gamer. Nu, eu trebuie să găsesc ranga pe aici. Ranga! Și... Nu. Este acolo, în ultima cameră, acolo zic. Nu, cu acolo trebuie să deschizi cu ranga. Păi da, s-ar putea acolo să găsești. Acolo îmi zice instinctul meu de gameriță, Felix. Da, în ultima, aici, în ultima. Nu, că eu cu asta trebuie să deschid. Înțelegi? Păi da, uneori mai era și aici. Nu, de acolo veneam noi cu ea, Cristina. Țin minte că era odată. Uite hârtie igienică pentru tine, Felix. Vrei hârtie igienică după ce să ștergi nasul după ce ți-ai mustața? Să ștergi nesucul? Că, da, știi cum e, mult. E mult? E mult. Unde e ranga? Nu o găsim? Se epilează picioare, dar pe nas nu. Bun. Ok. Deci nasul. La trezor trebuie să facă reclamă cu nasul. Na, unde este? Unde e ranga? Sora lui Bunia mai faină? Vezi dacă ai chemat-o. Uite care cheile acolo la ea, trebuie să-i le luăm. De cam incomodat pe față. Nu găsim ranga. Noi nu găsim ranga, Felix, ce ne facem? Nu știu, eu mai încerc eu puțin. Și dacă nu, o caust tu peste tot. Deci Felix mă lasă pe mine să caut. Na, eu m-am cutat peste, am uitat. Sora lui Bunii! Bunini doi! Știi unde e? E în ultima cameră, acolo, în cantină. Ai văzut-o tu? Nu, acolo zic eu, instinctul meu. Instinctul tău? Atunci o să-ți caust tu cu instinctul tău, eu mă să pun asta. Na, eu mă să pun aripa asta, că e grea. Perfect. Îmi descurc eu. Pune că tu ești bărbat. Felix este bărbat. E din polistiren, dar e ușoară. E din polistiren? E din polistiren. Dar tu te profăte acolo că e grea. Ce grea ai, n-a pune-te aici. Vai, roche de mireasă acceptabilă, se potrivește. Zici că ești un înger. Mă amintește puțin de Iuliu la vânturi. Aia de la Dansez pentru tine. Mă amintește de Iulia Albu. De Iulia Albu? Bă, de cine? De Iulia Vânturi sau mă chema sau de Iulia Albu? Era fain când era aia la Dansez pentru tine, era super amuzant. De fiecare dată venea cu o roche nouă și odată era... Fața noastră preferată era odată verde. Era toată verde, știi? Și bănică zice așa încet, parcă ești o varză. Dar nu a auzit Iulia. Și Iulia zice, și se învârtea așa, parcă s-o sirenă. Nu știu că sunt o sirenă. De atunci ne-a rămas aia partea noastră preferată. Deci ăla bănicul zice că e ca o varză, deoarece era așa puțin înfofoiată pe undeva, știi? Uh-huh. Eu zic că arăta ca amândouă. Ca o varză sirenă. Super. Haide să mergem acolo în ultima cameră aici. Noi am găsit creasta, capul. Capul, da. Cred că aici în ultima cameră o să găsim și capul. Vezi că vine Felix, fugi. M-a văzut. Dar liniște, știi? M-a văzut. Păi liniște. Poate te ascunzi în ceva. Na, aici trebuia, dar s-o rupt. Găsim pe aici capul ăla. Ha? Este pe aici, voi îl vedeți? Că noi nu-l vedem. Ce ne facem? Ha? Vine? Eu zic că e timpul să joci tu, Cristina. Felix, dar nu știu ce să fac acum când ea e aici. Păi aștept să plece. Uite, stau până ce pleacă, da? Ce face acolo? Mănâncă un pepene? Ce face? Face exerciții, că vrea să arate bine. Face yoga? Uite, știu, întinderi la cap. Acum o să dureze, că durează exercițiile, că știi că arate bine. Nu aș face încălzirea. Are o rutină mare de exerciții, iată știu. Ce profil fain are, zici că e un nou. Na, noi trebuie să găsim ranga. Yes? Da. Mă duc? Doamne, dacă am făcut zgomot și deja mă vede. Na, unde nu zici că e ranga? Ai zis că e cantină, unde zici ranga? Am zis că e pe aici, dar se pare că nu-i. S-ar putea să fie în sălile alea de clasă de jos. Mi-e frică! Unde mă duc? Unde crezi că este? Unde sunt de clasă, că sigur o pleca jos. Mă duc jos? Da. Sigur o pleca jos. Deci dacă dau nas în nas cu ea, Felix... Oricum pușcă ești mai rapidă decât ea. Îmi ești dator cu nas dacă dau nas în nas cu ea. Na, du-te în sală de clasă. Bun, hai că mă duc pe aici. Du-te pe aici, așa. Doamne, țineți-mi eu pumnii, că eu vreau... Uite acolo, oh my god, am du-te în sală de clasă, ce mă fac? Du-te în sală de clasă. Mă duc aici după ea? Da, că ea s-a dus după, eu nu s-a dus în sală de clasă, nu? Fugi! Fugi, Cristina! Nici nu poți să apăs shift, Felix! Nu, că oricum ești mai rapid decât ea. Și bag-te prima sală de clasă. Aici? Da, bag-te prima sală de clasă. Și caut-o pe aici. M-am băgat aici. Felix, dacă vine spatele meu... Fugi! Aici nu-i.
Cred că trebuie să caut în fiecare vestiar din ăla. Cred că m-a pierdut. Da, caută în vestiare. Aici în colțul nu este, nu? Toate vestiarele, toate vestiarele, că sunt multe. Stai că mi-e frică, mă uit prima dată în stânga. Da. După aia în dreapta, nu-i nimic. O plantă, ce romantic. Bun. Aici ai căutat unul nimic, dar în asta se pare că n-ai căutat. Aici e cărțoaia, cărțulia ei. Sigur pe și undeva. Bun. Hai să vedem în ăsta, în ăsta nu-i. Băi de capul meu. Mă uit în partea asta, dacă vii în dreapta asta, dacă vii. Mă uit în ăsta? În dreapta, vezi dacă este ea. Aaaa! Este, uite în dreapta, vezi dacă este ea. S-a zis, uite în dreapta, dacă este ea, Cristina. Aici? Ce m-a speriat, Felix? Asta meriți dacă nu mă asculti. M-a speriat. Asta e bine, bine. Vezi că vezi să nu pierzi, că după aceea din ultima era zi. Era și o curioasă, știi cum? Am vrut să văd ce e acolo în vestiar. Asta e ultima zi? Nu, mai încă zi după. Bine, deci în primele clase nu e. Vestiarele astea. Vestiare s-ar putea. Uite, e vestiarul mare. Tot timpul în dreapta. Da, da, da. Ia, F. Nu-i nimic, Rambo. Du după asta, încerc. Dar dacă n-au nas. Și fugi. Nu, și fugi în dreapta, dreapta. Aici? Da, da, da. Fugi aici, Doamne, sper să nu mă vadă. Și acum te întorci, să vezi dacă e acolo. Miranga, fraților. Fugi. Cristina, dar nu spre ea. Nu ia cu direcțiile, oameni buni. Joacă gamerul. Hai, gamerule, salvează situația. Când te întoarce spre ea, după aceea te fuge tot spre ea. Te las daie. Ultima zi, ia să vedem. Sora lui Bunii, unde ai pus tu Ranga? Promit că nu te bat cu Ranga. Ce asta? Este o așchie, poți să-i împingi. Sora lui Bunii? În față. Sora lui Bunii? Oare asta are chilie sau are păr lung? Sunt foarte, foarte curioasă. Superbă, este superbă. Seamănă cu Gronine, are doar 3 șuvițe? Superbă, nu, are vreo 6. Care dintre ele are cele mai multe șuvițe oare? Unde fi Ranga? Unde ai pus Ranga? Bun, pe aici noi, nu? Doamne. Mi-e frică acum să plec de aici, că știu cât. E pe aici, undeva pe hol, te așteaptă. Nu? Unde e Ranga, oameni buni? Oare am trecut pe lângă ea și n-am văzut-o? Că noi mai facem dintre astea, știi? În vestiarele astea te-ai uitat? Păi m-aș uita, dar mică mă vede. Faci zgomot, nu? S-a încuiat. Încuiat? Înseamnă că ne trebuie cheie pentru el? Dar stai puțin. Uite-o! Oh, uite-o! Frumusețe, vină după mine! Frumusețea pământului! De capul meu. Cea mai faină dintre surorile. Nu trebuie să porți o masă, că tu ești atât de frumoasă. Se usucă florile când se uită la tine. Soarele nu mai vrea să lumineze. Este puțin timidă, Felix. Sunt timidă? Știi că tu ești gamer. Eu sunt gamer? Știi? Să nu vină în fața mea. Ce acoperă fața? Ce țipă gamerul? Oh, ce acolo? Au, o conservă. Deci dacă nu văd de asta. Bun, se pare că nu e nici aici nimic. Posibil să vină din partea aia. Dar unde fi Ranga? Uite-o! Am găsit Ranga, sora lui Bunii! Bravo! Du-te acum și pune-o în ultima cameră acolo. Ce treabă bună ai făcut, Felix? Te-am zis că e una dintre vestiare. Da, una dintre vestiare. Perfect. Deci noi ce trebuie să mai punem? Capul scheletului, da, nu? Căpșorul. Bun. Poate avem noroc și scăpăm de bunicuța asta. Ai de capul meu. Cât zgomot ai făcut, Felix? Da. Îmi pare că nu o să te audă. Se cârlește aici după mine uneori, ai văzut și tu. Am văzut, aia e cel mai fioros lucru. Ever. Nu nimic, și ușa asta e închisă. Na, iau capul. Cap de capră. Da. Ar fi comic să dai nasă nască aici. Aaaa! Vezi că te-a văzut, Felix, gata ești. Vine după tine. Asta se cațără pe aici. Hai de capul meu, deci dacă te vede. Dacă îl vede pe Felix, este terminat. Nu știu cum stă. Nu mă vede. Felix, mi-e frică. Nu mă vede. Dar ce faci și-o făcut barosul? Da, pleacă de aici. Uite, știu că pleacă-mă de aici! Stă pe gânduri. Pleacă de aici. Felix, pleacă de aici. Vadă, Felix. Nu te-a văzut. Wow, bate palma! Bate palma că nu mă vede. Ha, ce oarbă ești așa oarbă. N-am văzut femeia ca tine ca oarbă așa. Bun, dar trebuie să pleci după ea, știi? Dar stai că eu, dacă mă duc acolo, ea mă vede. Sunt vivi pe aici? Crezi că îți deschide aici ușa? Îmi deschizi ușa? Ia să vedem. Deci dacă vine în camera asta... Șoptește ceva, dar șoptește ție în ureche cu vocea aia. Eu știi ce cred? Eu cred că are dinții frumoși ca și bunii, de asta nu vrea. Dar chiar, i-am văzut dinții ei? Nu, și ține ascunși. Și ține ascunși în buzunar? Și ține ascunși în buzunar. Hai să văd. Unde o fi? Cred că a plecat, Felix, a plecat. Poți să te duci. Uite. Ușor. Frumusețe? Stai să vezi cum faci un gamer. Cum faci un gamer? Vezi,
fugi, că e în dreapta ta. Fugi. Cred că trebuia să iei mai ăla. Hai, du-te repede și pune ăsta, pune el. Repede, fugi. Ca să o atragă, haide, că a venit și acum se roagă la el. Ascunde-te, bravo. Bravo. Bate palma. Să nu mă prindă. Reușesc. Hai să vedem, cred că s-a dus acolo să se roage la altar. Sper, i-am pus toate ce le trebuie? Da, i-am pus toate cele trei lucruri. Femeie? Se roagă? Fată, nu te rogi! Fată, unde ești? Fată! Hei! Trece aici sus, că te așteaptă, dărâmă tablourile astea. Dacă vine. Ți-am dărâmat tablourile tale favorite. Cu Iron Man, știi că îți place de el? Uite că vine repede. Mamă, ce repede a venit când am văzut că te lui. Hai, mergem aici să fim cu minți, da? S-a pus deschid. Nu pot, e lochetă. Nu știu un update. O, super tare. Du-te să vezi că ți-am pregătit ceva frumos pentru tine. Numai ție o să-ți placă așa, să roagă. S-a pus? Ușor. Și haideți să-i luăm cheia. Ai luăm cheia? Da. Văd că stă într-o poziție de Instagram. Îți dau un shoot. Ha-ha! Shoot! Ha-ha! Shoot și în cap. Ce rezistentă. Eu aș lua barosul aici. E frică. Cât timp avem? Avem 20 secunde. E fain de asta. 20 de secunde doar? 20 secunde. Mamă, eu am crezut că 2 minute. 20 de secunde. Asta e mai rapid decât curanini. Bun, unde trebuie să mergem? La laundry room. Unde? La safe? De mine. Cristina, de ce nu m-ai dus la safe? Nu știu, oare ne descurcăm? Că nu mai am decât, doar am 2 secunde. Cât? 10 secunde. După aia mai dărâm eu dată tablourile alea. Să meargă. Wow! Și hai să mergem jos. Cred că putem să scăpăm, nu? Aaaa! Asta e ușa de la ieșire! Asta e cu siguranță ușa de la ieșire. Stai să văd că dacă e laundry room. Nu. Ușa de la ieșire. Sper să fie. Hai să plecăm. Oh, ce bine! Bate palma! Perfect! Deci trebuie să zici că eu am terminat jocul. Eu acum joc la hard, la cât încredere am. Deci uite, de joc la hard, nici nu mai discut așa ceva. Pe bune. Pe easy a fost o relaxare, cât mi-a la 2 minute, cât arată acolo pe cameră? 2 minute, nu? 2 minute. Nu, cu editing arată 20. Că știi că editez eu ca să pară mai mult, dar așa o durată 2 minute. Jucăm la hard, că sunt gamer, jucăm la hard. Baftă Felix, scris acolo, hashtag Baftă Felix. Oh my god, ăsta e închis, întuneric. Și nu șopăte lumina. Bun, eu te-ai plătit lumina. Face economie, Felix, ca tine, știi cum. A văzut clipurile tale cu Cocoșeau, da? Să vezi că se facă și economie. Dar oricum e foarte ușor la hard, uite, știu, nu mă merg, pe întuneric, nici eu nu văd, nici ea nu vede. Crezi că nu te vede? Dar dacă ea este în spatele tău, vede că tu faci lumină din față, da, știi? Și până când ajung. Caută chestia de curent aici. Eu căutam 10 ore de mă descurc, stai să vezi. Să încercați și voi pe hard, că se pare că e mai distractiv. Da. Le-ai găsit pe amândouă. Ce ușor este. Ce m-a speriat? Ce cu balta? Să nu era înainte? Nu era. Iată cât de ușor la hard. Mine. Să mai încercăm pe hard, ce ziceți? Data viitoare, dacă dați coco like, încercăm și pe hard. Ați văzut că pe hard mă descurc puțin mai bine. Am vocalize mai... mult mai fain. Nu uitați să butonul de coco like. Scrieți în comenturi ce vreți voi și la viitoare. Pa! Bunii, data viitoare joc pe hard. O să vedeți ce se facă pe hard, ce se facă, că vine, unde mă scund, de la.